Strada Ștefan Lucian, aflată în zona Cearda Roșie, are o lungime de aproximativ 500 de metri și nu a fost asfaltată vreodată. Drumul e din pământ și pietriș, iar în aceeași situație, conform datelor primăriei, sunt și alte 42 de străzi din Timișoara. În aceeași zonă a orașului, în apropierea uneia dintre cele mai mari firme de automotive din oraș, se află și strada Spătarul Milescu. Pentru cei care locuiesc aici, asfaltarea străzii e o poveste fără sfârșit și cu un scenariu trist. Au primit până acum doar promisiuni din partea administrațiilor locale. Foarte multe cereri s-au depus și uitați, cinec. Este groaznic. Mi-e rușine când vine cineva. Traficul ușor al autoturismelor se face foarte greu, mai ales în perioada de iarnă, când nici măcar mașinile de colectare a deșeurilor nu pot intra pe stradă, iar pietonii circulă prin mocirlă. Chiar penibil, credeți-mă, în Timișoara, în această vreme, ca să stăm așa în mizeria asta, nu chiar mi se pare normal. Chiar nu înțeleg, deci părerea noastră văd că nu contează. Deci noi doar atâta, plătim niște taxe și impozite pentru ce? Uitați-vă și dumneavoastră condiții. Vă rog frumos, filmați și dumneavoastră să vedeți. Ia uitați cum suntem. E posibil așa ceva? Ca pe toate străzile rămase neasfaltate, cele mai mari probleme apar atunci când plouă. Nu este curgere de la apă, de la când este când vine o ploaie 30 de litri, 40 de litri, unde curge? Cum e atunci când se întâmplă așa? Curge într-o curte, uite acolo jos și intră în curte. Când plouă este dezastru să intri pe stradă, mai ales să vii fără mașină. Cu mașina ce-o faci, poți să o duci a doua zi la spălătorie, deci toată lumea se plânge de toată strada. Deși nu e multă, nu știu, 200 de metri dacă are, nici nu cred. Sunt cât 12 case sunt, deci 6 pe o parte, 6 pe alta. Străzi neasfaltate există în mai multe cartiere ale Timișoarei, nu doar în Cearda Roșie. Strada Aurel Buteanu din Fraidorf este de pământ și pietri și apa băltește după ploi. Conform primăriei, în Timișoara sunt în total 1346 de străzi. Pe parcursul anului 2021 au fost asfaltate 3 dintre ele, astfel că în 2022 au mai rămas încă 43 de artere din piatră și pământ. În răspunsul pe care l-am primit de la primăria Timișoara se menționează că atât numărul total al străzilor, cât și numărul străzilor de pământ se modifică în funcție de dezvoltarea orașului și de planurile urbanistice aprobate.